Evoluția coronavirus în România și în lume sunt ultimele informații oficiale din partea autorităților. Iată cum stăm. La noi în țară avem 4207 noi cazuri de persoane infectate la aproximativ 10.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Uitându-ne pe aceste date, vedem că aproape jumătate din testele efectuate au fost pozitive. Așadar, 4207 noi cazuri de îmbolnăvire la aproximativ 10.000 teste efectuate în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi: București 1307, Constanța 417, Brașov 302 cazuri. Și avem 1160 români care sunt internați în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. 130 decese în ultimele 24 de ore, iar până astăzi în România vorbim de aproape 10.200 români care din păcate au murit din cauza COVID-19. Vorbim de asemenea despre aproximativ 423.000 de cazuri de coronavirus în România de la începutul pandemiei și până astăzi, iar numărul românilor declarați vindecați, iată, se apropie de 300.000. Coronavirus în România, vedem și evoluția COVID-19 la nivel mondial. În lume avem peste 59 de milioane de cazuri de coronavirus, cu aproximativ 1.400.000 decese și iată numărul celor vindecați, peste 40.800.000 de oameni care s-au vindecat de coronavirus la nivel mondial. America se apropie de 13 milioane de cazuri, India peste 9 milioane de cazuri, Brazilia peste 6 milioane de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Informațiile, ultimele date sunt și pe site-ul nostru, libertatea.ro.